Părinții care au copii de școală vor putea urmări în timp real notele, absențele și temele de acasă ale elevilor. Și asta datorită catalogului electronic școlar, care este deja implementat în 170 de instituții din țară. Cum va funcționa noul sistem care anulează tradiția controlului carnetului de note în familii, aflați imediat. Proiectul pilot de implementare a catalogului electronic a început toamna trecută. Printre primii care au dorit să-și digitalizeze serviciile educaționale este și liceul Onisifor Ghibu din capitală. De aproape un an, profesorii introduc notele, absențele și temele de acasă ale elevilor în format electronic. Deci sunt toate disciplinele care sunt la clasa dată. Deci, profesorul a intrat și a ales disciplină, de exemplu, a pus istoria. Vine profesorul care predă. O accesat, afișat și atât avem. Deocamdată acces au doar profesorii la sfârșitul lunii aprilie, însă elevii și părinții acestora vor avea un cod personal de logare în sistem. Astfel, în orice moment, adulții vor putea vedea reușita școlară, dar și temele de acasă preconizate. Informația este strict confidențială. Urmează acum în luna aprilie ca să aibă acces și părinții și elevii. Părinții dirigenței vor deschide un cont pentru fiecare părinte. Și totodată pentru elevi, pentru agenda elevului. Și elevii vor avea posibilitate ca să, imediat după ce s-a desfășurat activitatea, lecția, spre exemplu, profesorul a semnat această lecție, pe agenda lui vine și sarcini care sunt subiectul lecției, sarcini care sunt, dacă el a fost apreciat, notat în cadrul acestei activități și inclusiv informația aceasta va pleca și către părinți. Pe lângă lista notelor și absențelor, profesorii menționează la fiecare oră temele de acasă cu fișiere sau link-uri adiționale. Putem să afișăm, dacă suntem la distanță, arătăm la distanță. Subiectul lecției, notițile personalului didactic, poate să-i scrie elevului. Fiți atenți să faci ceea ce, adică niște notițe. Tema de acasă și aici ce am spus, alegem fișiere. Eu ne-am pregătit o mapă, spre exemplu, pentru lecția de astăzi. Doar așa munca profesorului va fi mai ușoară, iar lista reușitelor elevilor la fel va fi mai ușoară. Profesoara de geografie a liceului Onisifor Ghibu, Tatiana Zamfir, spune că registrul electronic a scutit-o de povara calculării mediilor semestriale și anuale, deoarece sistemul generează în mod automat media fiecărui elev. Eu sunt pentru registrul electronic, fiindcă poate abilitățile sau digitale îmi permit această activitate. Prin motivul că îmi ușurează ceea ce ține de calcularea corectă a notelor finale, care, de exemplu, până acum, într-un mod sau altul, lua foarte mult timp pentru acest lucru și erau câteodată divergențe la capitolul ce ține calculare. Plus la aceasta, elevul nu este nevoit să caute la cineva temele de acasă dacă nu a fost prezent la oră. El poate simplu să deschidă ora și vede care sunt sarcinile de lucru pentru data viitoare. Nici notele nedorite nu vor putea fi ascunse de ochii părinților. Dacă elevul câteodată se mai întâmplă că mai ascunde o notișoară de părinte, ulterior ori se pregătește ca să o înlăture sau cel puțin să primească alături o notă mai bunicică ca să o egaleze cumva, atunci părintele vede simultan. Catalogul electronic are funcții complexe. Rapoartele fiecărui elev de asemenea pot fi generate în mod automat. A ușurat foarte mult munca și a profesorului și a dirigentului, dar și a administrației, pentru că aceste rapoarte pot fi generate din sistem. Adică este foarte bine. Ce ține de frecvență, ce ține de rezultatele elevilor, anvenire evaluări și așa mai departe. Catalogul electronic este implementat în 160 de instituții de învățământ din țară. Ministerul Educației plănuiește pentru anul viitor extinderea acestui sistem și în școli profesionale, centre de excelență și chiar grădinițe. Pentru minister este importantă debirocratizarea procesului educațional, iar în acest context planificăm pentru anul următor extinderea acestui proiect și deja va fi nu ca un proiect pilot, dar implementarea prin recomandarea instituțiilor de a alege catalogul electronic. Catalogele electronice urmează deocamdată să fie arhivate, la fel ca în cazul celor clasice. Astfel, pe lângă acte, informația se va păstra și pe un server special. La etapa actuală, Ministerul, împreună cu serviciul, lucrează la o metodă de arhivare electronică a acestor date, dar inclusiv pe prima perioadă, cât va fi prima implementare,
vom implementa un nou raport care inclusiv va fi identic cu unui catalog fizic care poate fi păstrat în arhivele unei instituții. Adică vom lucra în paralel cu aceasta, dar fără un efort suplimentar. Este necesară doar tipărirea acestui raport și semnarea de către director în format fizic sau electronic. Deocamdată, trecerea de la catalogul clasic la cel electronic vine ca o recomandare din partea Ministerului Educației. Începând cu 2022, ar putea fi posibilă trecerea exclusivă de la registrul standard pe hârtie la cel electronic.